Lucruri înfiorătoare care erau normale în timpul războiului din Vietnam. De-a lungul decadelor de când conflictul s-a încheiat, războiul din Vietnam a devenit o parte integrantă a culturii americane, precum și a istoriei militare, apărând în numeroase filme, cărți, cântece și documentare de televiziune. Dar știi că în timpul războiului din Vietnam era normal ca soldații să aducă acasă lucruri înfiorătoare, precum capete micșorate, crani umane și chiar cadavre întregi? Astăzi vom explora unele dintre cele mai tulburătoare și bizare aspecte ale acestui conflict și vom arăta de ce este considerat unul dintre cele mai nepopulare războaie din istoria Americii. Așadar, asigură-te că urmărești videoclipul până la sfârșit și nu uita să dai like. Când te gândești la războiul din Vietnam, ce-ți imaginezi? Scene din filmul Apocalypse Now? cel mai probabil, dar poarte distrugere și alte lucruri la care poate nu te aștepta. Soldații americani se jucau cu cranii umane ca și cum ar fi fost jucării și își făceau poze cu ele. Prizonierii de război erau folosiți pe poz de detectoare umane de mine, fiind forțați să meargă în fața armate pentru ca minele să explodeze pe ei în locul captorilor lor. Soldații mâncau carne de om și chiar și când victimele erau încă în viață. Napalmul era folosit împotriva civililor, iar doctorii experimentau noi droguri pe soldați fără consimțământul lor, doar pentru a vedea ce se întâmplă și ce s-a întâmplat a fost că mulți au nebunit. Chiar și într-un război unde ești conjurat de moarte, poate fi greu să-ți amintești că dușmanii tăi sunt oameni. Și deși soldații aveau propriul lor lupte cu desensibilizarea față de adversari, ei se dovezi că vedeau craniile umane ca pe niște jucării amuzante. Craniile erau folosite ca jucării sau decorațiuni, dar puteau fi transformate și în scuipătoare sau cupe pentru băut. În unele cazuri, muzicienii chiar foloseau oasele umane ca instrumente. Un soldat ținea cranul cu mâna stângă, cu dinți orientați spre exterior și lovea partea din spate cu mâna dreaptă. Unul dintre cele mai tulburătoare lucruri care s-au întâmplat în timpul războiului din Vietnam a fost practica arderii cadavrelor pe mare. Marina Statelor Unite ale Americii făcea acest lucru pentru a preveni răspândirea bolilor, deoarece se credea atunci că bolile se pot răspândi prin sânge și fluide corporale ale soldaților morți. De asemenea, pentru a împiedica forțele amice să folosească cadavrele în scopuri propagandistice sau și mai rău pentru a evita ca acestea să fie prădate de cei care ar fi putut să le folosească ca hrană în vremuri disperate, toate cadavrele erau arse înainte de a fi aruncate peste bord în ocean. Colierul din urechi este o tradiție care a început în anii 1960. Veteranii din Vietnam le purtau ca o formă de mândrie pentru război, respect pentru inamic și amintirea camarazilor căzuți. Ideea din spatele acestei practici era că atunci când un soldat ucidea pe cineva, lua o ureche ca dovadă a victoriei. Aceasta a devenit cunoscută sub numele de tăierea urechilor. Se credea de asemenea că aceste coliere aduceau noroc, fie că ajustau soldați să supraviețuiască unei alte misiuni, fie că îi aduceau înapoi în siguranță acasă. Canibalismul a fost mult timp considerat un tabu în majoritatea culturilor, dar acest lucru nu a fost întotdeauna valabil. Canibalismul era o practică obișnuită în timpul războiului Vietnam, deși era practicat în principal asupra inamicilor. Viet Cong erau cunoscuți pentru faptul că mâncau carne a dușmanilor lor. Într-un caz au găsit un pilot american și l-au mâncat de viu. Se crede că această practică provine din faptul că unele triburi din Vietnam își canibalizau proprii morți cu mult înainte de sosirea civilizației moderne. Cu toate acestea, în ciuda acestor povești îngrozitoare, niciuna dintre tabere nu a folosit canibalismul ca strategie militară obișnuită, deși ar fi putut avea loc în cazuri izolate. Metodele psihologice erau utilizate pentru a induce în eroare, intimida, demoraliza sau influența comportamentul sau gândirea unui adversar. Această tactică urmărea subminarea moralului sau a spiritului de luptă al dușmanului prin utilizarea armelor false, propagandei și dezinformării. Adesea numit operațiuni psihologice sau război politic, aceste tactici erau frecvent utilizate în timpul războiului din Vietnam de ambele părți pentru a-i face pe adversari să creadă că au mai multă putere decât aveau, de fapt. Glorificarea războiului este promovarea ideii că războiul și armata sunt lucruri bune. Este o modalitate de a face războiul să pară justificat, pentru ca un război să fie purtat trebuie să existe o justificare. Glorificarea războiului face acest lucru portretizând soldații ca eroi, martiri și patrioți care se sacrifică pentru țară, câștigând astfel glorie. Această perspectivă ajută la justificarea trimiterii tinerilor să se umoare unii pe alții pe câmpurile de luptă departe de casă. Creierul liderului nord vietnamez Ho Chi Minh, a fost îndepărtat după moartea sa de către oamenii de știință ruși, păstrat în formol și ulterior transferat într-un borcan de sticlă umplut cu azot lichid. De fapt, existau mai multe copii ale creierului Ho Chi Minh. Una dintre ele a fost păstrată la Muzeul Național de Etnologie din Hanoi, sub tutela Ministerului Culturii. Se spune însă că borcanul conține acum doar o replică. O altă copie a fost expusă la Muzeul Lenin din Moscova, iar o a treia se află într-o locație nedezvăluită. Statele ale Americii foloseau napalm și acesta este un material extrem de inflamabil care arde pielea și a fost folosit împotriva civililor. Napalmul este un amestec de polistiren, benzen și benzină foarte inflamabil. Se lipește de piele atunci când arde și provoacă arsuri severe. Napalmul a fost folosit pentru prima dată în anii 1940, în timpul celui de al doilea război mondial, de către Statele Unite pentru a distruge clădiri și vehicule fără a se apropia de ele. În timpul războiului din Vietnam, napalmul a fost folosit atât împotriva civililor cât și a soldaților. Acest lucru a strânt indignare, deoarece mulți considerau că era o măsură crudă și inutilă, napalmul nefiind esențial pentru câștigarea bătăliilor sau protejarea bazelor militare. Dar ar putea surprinde să afli că copiii erau adesea folosiți ca soldați în Vietnam. Statele Unite nu sunt singura țară care a angajat combatanți minori. Copiii au fost recrutați și trimiși în luptă de-a lungul istoriei, inclusiv în războiul civil american, războiul de independență, războiul indiene și altele. De exemplu, în timpul celui de-al doilea război mondial, când Adolf conducea armata germană, copiii erau să lupte. În Polonia, între 1939-1940, Adolf a ordonat tuturor băieților sub 14 ani să se alăture armatei pentru a fi antrenați ca soldați, iar băieții între 15 și 18 ani erau recrutați pentru a manevra arme împotriva inamicilor care încercau să omoare germani. Agent Orange este numele dat unui erbicid folosit în timpul războiului din Vietnam. Utilizarea acestui chimical în instalații militare și zone de luptă a fost larg răspândită, ceea ce a făcut pe mulți să creadă că a cauzat probleme de sănătate. Agent Orange a fost asociat cu diverse afecțiuni, inclusiv diabet de tip 2, neuropatie periferică și cancer de prostată. Unul dintre cele mai notorii efecte ale sale este legătura cu riscul crescut de a dezvolta sarcom de țesut moale, cancer hepatic și limfom Hodgkin. Totuși, unii susțin că aceste concluzii sunt bazate pe dovezi incomplete și necesită studii suplimentare. Armata americană a folosit Agent Orange ca defoliant în Vietnam, iar acest chimical a cauzat numeroase malformații congenitale ale copilor vietnamezi. Veteranii expuși la Agent Orange au transmis defecte congenitale itale copilor lor, inclusiv cancer, boli de piele și membre sau organe lipsă. Copiii prafului erau copii născuți cu malformații care puteau fi atribuite utilizării armelor chimice. Cele mai comune de formări includeau buza de iepure, mâini și picioare palmate și dizabilități mentale. În unele cazuri, acești copii s-au născut cu leziuni cerebrale și dificultăți de învățare din cauza expunerii prelungite a mamelor lor la chimicale în timpul sarcinii. Deși aceste efecte erau mai subtile decât cele suferite de veterani expuși direct la gaz muștar sau agenți neurotoxici precum sarinul, ele au cauzat totuși daune semnificative. Tragedia din Cam uh, este o poveste populară vietnameză despre un grup de copii născuți cu deformări ciudate. Ei se născuseră fără ochi, brațe și picioare sau aveau un membru suplimentar ieșind din față. Cătenii credeau că acești copii erau blestemați de zei și i-au ținut izolați de societate pentru a evita orice profanare suplimentară. În doi pescari descoperit această comunitate într-o zi, au decis să aibă milă de aceste creaturi nefericite și le-au eliberat. Copiii au fugit în pădure, îi au întâlnit un alt grup de oameni nefericiți, orfani ale căror părinți fusese răpuciși de soldați în timpul războiului din Vietnam. Împreună au format o armată și au luptat împotriva asupritorilor lor până când totul a fost din nou în ordine în camne. Medicii au experimentat droguri noi pe soldați fără consimțământul sau cunoștința acestora. Armata a experimentat de asemenea controlul minții și drogurile în cadrul unui program strict secret numit Operațiunea Midnight Climax. Scopera era să observe efectele LSD-ului și ale altor substanțe asupra cetățenilor americani care nu aveau habar că participau la aceste experimente. Cercetătorii atrăgeau prostituate să participe la experimente plătindu-le pentru servicii. Apoi administrau acidul fără știrea sau consimțământul lor. Ceea recetătorii erau interesați să vadă cum ar putea afecta LSD-ul bărbați în situații de război, așa că au invitat și soldați să participe la experimente. Acestora li se administrau droguri și erau monitorizați timp de până la 5 zile după expunere, fără să știe ce li s-a întâmplat. Nu doar că acei soldați ne au dat consimțământul pentru experiment, dar îi s-a ordonat să nu spună nimănui despre el. Abia în 1977, armata a recunoscut în sfârșit că aceste cercetări au avut loc și chiar și în zilele noastre nu știm exact câți oameni au participat la acest proiect sau dacă cineva a suferit efecte de durată din cauza ingerării involuntare a substanțelor ilegale. În timpul războiului din Vietnam, multe lucruri pe care astăzi le considerăm oribile erau considerate normale la acea vreme. Toate acestea au avut un impact asupra modului în care privim războiul astăzi. A fost o perioadă de mari și schimbări. A fost de asemenea o perioadă de pierderi și dureri imense pentru mulți oameni. O vreme când oamenii au experimentat suferințe și dureri din cauza acestui conflict dintre țările din Asia de Sud-Est. Totodată a fost o perioadă în care brutalitatea a devenit mai frecventă. Pe măsură ce soldații de întreaga lume luptau unii împotriva altora pentru putere, fie asupra unui teritoriu, fie pentru alte motive. Această perspectivă depinde de cine o întrebi. Unele dintre aceste lucruri te-ar putea surprinde, însă adevărata groază este că acest videoclip ar fi putut fi mult mai lung. Războiul din Vietnam a fost un război teribil, plin de probleme probleme care continuă să afecteze oamenii și în ziua de astăzi. Agent Orange a cauzat malformații congenitale la mii de copii și a determinat nașterea de bebeluși fără membre chiar și la mult timp după încheierea războiului. Oamenii încă mai găsesc muniție neexplodată pe terenurile lor, era apa continuă să fie contaminată cu substanțe toxice din cauza acțiunilor Statelor Unite ale Americii în timpul războiului. Nu este de mirare că atât de mulți oameni nu vor să mai aibă de a face cu America. Acestea sunt așadar câteva dintre lucruri înfricoșătoare care erau normale în timpul războiului din Vietnam. Dacă aveți întrebări, lăsați-le în comentarii și voi face tot posibilul să răspund. Mulțumesc pentru vizionare și nu uitați să dați like și subscribe. Ne vedem cu următorul videoclip.